Aici e Europa Liberă. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Cristina Pupușoi. Discutăm Dincolo de Știri cu mine Nicolae Negru și cu mine Igor Voțan. Iar această discuție este înregistrată joi, 9 mai, după amiază. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Republica Moldova marchează concomitent Ziua Europei și Ziua Victoriei într-o încercare a autorităților de a nu diviza societatea. Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat demisiile depuse de jumătate din judecătorii Curții de Apel Chișinău. Politică plătită pe Facebook, politicienii moldoveni de la guvernare și din opoziție se critică, sponsorizat și plătesc pentru publicitatea online. Vicepreședintele adunării de la Comrat a fost demis după critici aduse la adresa lui Guțul și Șor. Republica Moldova a marcat joi pe 9 mai Ziua Victoriei asupra fascismului și nazismului și Ziua Europei, prin evenimente publice de amploare desfășurate în aceeași zi. În timp ce reprezentanții guvernării au comemorat persoanele căzute în cel de-al doilea război mondial și apoi au mers să sărbătorească Ziua Europei în piața Marii Adunări Naționale, însoțiți de Comisarul European pentru Buget Johannes Hahn, opoziția prorusă a organizat un marș al memoriei similar celor de la Moscova. Participanții la marș au purtat panglici bicolore care au fost interzise anterior în Republica Moldova. Între timp, bașcana Găgăuziei Evgenia Guțul, aflată la Moscova, la invitația liderului rus Vladimir Putin, după cum spune aceasta, a publicat un clip video în care îi felicită pe Găgăuzi cu ocazia Zilei Victoriei. Ea se declară onorată că va reprezenta Găgăuzia și întreaga Moldova la parada din Piața Roșie. Nicolae, tabloul evenimentelor de 9 mai în Republica Moldova arată că în continuare există o atitudine diferită față de această zi, atât în rândurile politicienilor și pe alocuri în rândurile societății. Însă, iată că pentru prima dată aceste evenimente sunt marcate în aceeași zi prin solemnități de amploare ambele. Poate constitui aceasta un început spre reconciliere socială și politică în Republica Moldova? Trebuie să spunem că au mai fost făcute încercări de felul ăsta de a marca în aceeași zi de 9 mai și biruința asupra fascismului și Ziua Europei, și asta de fapt este legat cu aceea că în Uniunea Sovietică se marca Ziua Victoriei asupra Germaniei la 9, pe când în Europa la 8 mai, atunci când a capitulat de fapt Germania nazistă. În 2017 s-a încercat și în 2019 s-a încercat o sărbătorire a Zilei Europei pe data de 9 mai, dar era un model de sărbătorire cam copiat de pe modelele sovietice, cu așa zisul terci, alcool în piața Marii Adunări Naționale. Dar anul ăsta, într-adevăr, trebuie să spunem că e pentru prima dată sărbătorită Ziua Europei într-un spirit european. Ziua Europei înseamnă ceea ce a fost după capitularea Germaniei, o încercare de a forma o Europă care să trăiască în pace, care să facă abstracție de animozitățile dintre diferite state, de pretențiile teritoriale, uneori istorice. Germania, de exemplu, cu Franța, s-a început, de fapt, de la unirea industriilor a cărbunului și a oțelului, deci principalele industrii producătoare de armament, în ideea că dacă se vor uni aceste industrii, încet, încet se va crea o relație în care declanșarea unui război ar fi mult mai dificilă decât atunci când statele își dezvoltă aceste industrii în mod separat. Și treptat s-a mers pe această convergență sau, mai bine zis, integrare economică. S-a ajuns, iată, la constituirea
Uniunii Europene și aceasta tot în firească tendință de a asigura o conviețuire, o conlucrare pașnică în cadrul continentului european. Și eu am fost în Piața Marii Adunări Naționale, am văzut acolo și discursul Mae Sandu și atmosfera din Piața Marii Adunări Naționale a fost într-adevăr una de prietenie, una pașnică, una de comemorare a victimilor, a celor care au murit în acel război, dar nu construirea pe memoria lor a unor idei sau a unor tendințe militariste. Deci nu ideea aceea că putem merge din nou cu război împotriva Europei sau împotriva Germaniei sau oricărui alt stat, dar mi se pare că se revine încet, încet la ideea mai veche care era subliniată după al doilea război mondial, ideea că să facem în așa fel încât aceasta să nu se mai repete niciodată. Deci eu văd un lucru bun în ceea ce întreprinde actuala guvernare, de a-i obișnui, mai bine zis, pe cetățenii Republicii Moldova cu un alt fel de comemorare a evenimentelor istorice, într-un fel în care oamenii să se gândească la pace, nu la răzbunare, nu la război. Și desigur că vedem pe cealaltă parte un fel de folosire a acestei victorii în cel de-al doilea război mondial, în scopuri politice actuale, în scopuri politice și geopolitice, vedem că se face o legătură între victoria Uniunii Sovietice, care de fapt a fost asigurată și de aliați, de Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța și așa mai departe, se uită această contribuție și o însușește și o asumă totalmente Rusia și încearcă acum să facă această legătură între războiul de atunci cu războiul pe care l-a pornit Rusia împotriva Ucrainei. Ceea ce, desigur, că este inadmisibil. Igor, pe de altă parte, despre ce vorbește această plecare la parada militară de la Moscova a bașcanei Evgenia Guțul? O paradă la care, trebuie să spun, au participat doar președinți din câteva țări ex-sovietice, ca cei din Belarus, Kazakhstan sau țări ca Guinea Bissau sau Cuba. Noi înțelegem cu toții că doamna Evgenia Guțu, în calitate de bașcan, guvernator al Găgăuziei, a devenit o unealtă în războiul propagandistic, războiul hibrid al Federației Rusiei împotriva Republicii Moldova. Acest lucru se vede foarte clar. Eu cred că aici nu e mult de discutat, pentru că i-am văzut la o tribună improvizată în mulțime pe Ilan Șor, Marina Tauber și Evgenia Guțu, iată un trio al, hai să spunem așa, platformii Pobeda, Victorie, care a devenit un instrument pentru bătăliile electorale ce urmează să aibă loc în toamna acestui an. Dar pentru mine acest eveniment care a avut loc astăzi este o descoperire, pentru că anterior, așa cum spunea Nicolae, lucrurile au stat cu totul altfel. Și eu m-am prins la ideea că noi avem două abordări absolut diferite. Una statică, cea a forțelor politice prorusești din Republica Moldova. Există doar un eveniment, victoria în marile război pentru apărarea patriei sau războiul patriotic, care a durat de pe 22 iunie 1941 până la 9 mai 1945. Uniunea Sovietică a învins Germania nazistă și toată Europa și toată omenirea trebuie să-i fie recunoscătoare Uniunii Sovietice și rușilor pentru această victorie. Și noi avem cea de-a doua abordare pe care am resimțit-o cu toții în discursul doamnei Mae Sandu. Asta nu e un eveniment și abordarea nu poate fi una statică. Abordarea trebuie să fie una dinamică. E vorba de un proces. Și acest proces este interesant pentru că dacă e proces, noi vedem deopotrivă și ce a precedat așa zisului marele război pentru apărarea patriei și ce a urmat după el. Și asta înseamnă că ne uităm deopotrivă în trecut, dar prevalează viitorul. De aceea, dacă celebrăm victoria împotriva fascismului aici în Europa, pe 8 sau pe 9 mai, pe 9 mai, de asemenea, trebuie să celebrăm și pacea în Europa care a survenit de pe urma celui de-al doilea război mondial. Și dacă e așa, atunci ne interesează contextul. Pentru că dacă rupem
Marele Război pentru Apărarea Patriei din context, atunci nu înțelegem nimic. Pentru că înainte de cel de-al doilea război mondial au mai fost lucruri foarte interesante, care au început în 1922, atunci când șeful Sovnarkomului, Lenin, cu prietenul lui, au decis că Uniunii Sovietice, iată care trebuia să fie constituită, Rusiei bolșevice, nu-i convine ca Germania să fie sub presiunea înțelegerilor de după primul război mondial, care au lipsit Germania de dreptul să aibă armată, să-și construiască forțe armate. Și trebuie să ne amintim cu toții că Guderian, cel care a fost conducătorul oștilor germane naziste de tancuri, Göring, care a fost șeful pe aviația germană, ei au învățat meseriile lor în Uniunea Sovietică, pe poligoane secrete în Uniunea Sovietică. Primul lucru, al doilea lucru foarte important. De ce să delimităm războiul pentru apărarea patriei de cel de-al doilea război mondial, care a început la 1 septembrie 1939 și în care, din 17 septembrie 1939, regimul stalinist a fost aliat al Germaniei naziste, cu care împreună au împărțit Polonia, după care regimul stalinist a atacat Finlanda și i-a cucerit 12% din teritoriu, după care a urmat Basarabia, țările baltice, împărțirea de comun acord cu Hitler a Europei Centrale și de Est. De ce să ne amintim de vizita lui Molotov la Berlin pe 13 noiembrie 1940, în perioada când Britania din 19 iulie 1940 lupta împotriva aviației germane care ataca în mod continuu Marea Britanie. Iar în această perioadă, iată, Hitler i-a propus lui Molotov să împartă întreaga lume. Nu s-au înțeles și după asta a urmat atacul Germaniei naziste asupra Uniunii Sovietice. Dar să ne uităm și la protocoalele de la procesul de la Nürnberg, în care erau întrebați generalii germani de ce au atacat Uniunea Sovietică și ei spuneau: noi aveam informații că dacă nu atacăm noi primii, vom fi noi atacați de către Uniunea Sovietică, pentru că nu ne-am înțeles, de aceea, iată, am procedat de această manieră. Și toate aceste lucruri trebuie să le privim în context. De ce să nu ne amintim în această zi a memoriei și de faptul că Britania a semnat cu Statele Unite în martie 1941 Carta Atlanticului, care a dat undă verde Land-Lease-ului. Iată, Uniunea Sovietică, după ce a fost atacată în luna noiembrie 1941, când trupele germane se apropiau de o manieră impetuoasă de Moscova, americanii au acceptat ca Uniunea Sovietică să facă parte din Land-Lease. 18.000 de avioane, 15.000 de tancuri. America, începând din luna decembrie 1949 și până la 2 septembrie 1945, a luptat pe întreaga suprafață a Oceanului Pacific. Noi trebuie să ne amintim de toate aceste lucruri în această zi, când comemorăm victoria asupra fascismului, și să nu să rupem din context. Și de aceea eu zic, răspunzând la întrebarea ta, Cristina, eu zic că în această zi toate aceste lucruri trebuie să le punem împreună, să avem un mozaic complet a ceea ce se întâmplă. Și dacă avem o abordare de această manieră complexă, care privește la, nu un episod rupt din context, dar la întregul contextul și la acest proces, care după terminarea războiului, după înfrângerea fascismului, iată, a dat undă verde unei Europe unite. Deci există o perspectivă de viitor. Avem lucruri foarte, foarte interesante, de aceea în ziua de 9 mai avem ce discuta și eu zic slava Domnului că autoritățile din Republica Moldova au ajuns la concluzia că mergem dimineață și comemorăm pe cei care au căzut în luptele împotriva fascismului, iar după asta, având o viziune de viitor, mergem în Piața Marii Adunări Naționale și ne gândim la viitorul nostru. Mai este aici un aspect care trebuie de discutat, fiindcă întotdeauna suntem puși într-o poziție ca și cum inferioară, ca și cum noi ar trebui să fim cuiva recunoscători, deși au murit conaționali de-ai noștri foarte mulți. Dar important e că erau puși pe prima linie, fără pregătire. Dar atunci când vorbim de eliberare, forța care eliberează trebuie să plece acasă. Dar atunci când forța care te eliberează rămâne
rămâne pe loc, asta nu se numește eliberare, asta se numește ocupație și să nu uităm ce a urmat după această ocupație. A urmat teroarea NKVD-ului, oameni nenumărați, nu i-a numărat nimeni, erau împușcați, erau terorizați sub solurile NKVD-ului și aruncați în gropile cu var. Noi vrem să fim parte a unui proces prin care liderii europeni, popoarele europene, statele europene încearcă să nu admită repetarea unui război ca acel de-al doilea război mondial. Și moralmente e superior să lucrezi pentru pace decât să lucrezi pentru război, așa cum fac ai noștri cuprinși de această psihoză militaristă, care de fapt este propagandă. Deci această zi de 9 mai trebuie să ne readucă în memorie multe, multe lucruri și așa cum s-a întâmplat astăzi, îi comemorăm pe cei care au luptat. Și pe de altă parte ne gândim la viitor și la proiectul care a fost deschis după învingerea Germaniei naziste. Eu cred că această abordare este cea mai corectă. ...21 de magistrați părăsesc sistemul de justiție din propria inițiativă. Majoritatea sunt de la Curtea de Apel Chișinău, care este verificată acum de Comisia Vetting, iar unul e de la Curtea de Apel Cahul. Pe 7 mai, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au acceptat cererile de demisie a 20 din cei 40 de judecători de la Curtea de Apel Chișinău. Printre demisionari sunt și 3 judecători transferați la Curtea Supremă de Justiție, care la fel se confruntă cu o criză de cadre. După ce 22 din 25 de judecători au părăsit sistemul ca să nu treacă evaluarea externă. Potrivit ultimului comunicat al Comisiei Vetting, la Curtea de Apel Chișinău au rămas 20 de judecători care au acceptat să fie evaluați. Ei au transmis Comisiei declarațiile de avere pentru ultimii 5 ani, chestionarele de etică și listele persoanelor apropiate din sistemul de justiție. Igor, ce crezi că a prevalat în decizia de a demisiona practic concomitent a acestor judecători? Teama că ar putea să pice evaluarea externă sau ar putea fi și un mod de a boicota reforma justiției la baza căreia stă această evaluare? Eu cred că e vorba de mai mulți factori. Majoritatea dintre acești judecători care au decis să plece din sistem, înțeleg că nu ar putea să-și justifice averile, pentru că asta este unul dintre pilonii acestei reforme. Există și alte motive la care experții în domeniu au atras atenția. Vreo 3 sau 5 persoane, iată, peste un an de zile ating vârsta pensionării și ar vrea să plece din sistem cu o primă foarte bună de aproximativ vreo 30.000 de euro. Mai sunt câțiva care în următorii ani ajung la această vârstă și un calcul elementar le-a arătat că dacă se folosesc de prevederile legii, atunci pleacă acum și iată, au o primă foarte, foarte bună. Deci lucrurile trebuie privite împreună. Eu cred că nu a fost pentru nimeni un fel de surpriză, pentru că surpriza cea mare a fost anul trecut, atunci când 80% din judecătorii Curții Supreme de Justiție și-au prezentat demisia, înțelegeau că nu-și vor putea justifica averea, iar autoritățile autoritățile, din punctul meu de vedere, au reacționat foarte, foarte calm, deci se așteptau la un astfel de demarș din partea judecătorilor. Acum, marea problemă este dacă curțile de apel vor putea face față avalanșei de dosare și care revin peste cei care au rămas în sistem și speranța este că dacă cei care au rămas trec cu bine vetting-ul, ei vor deveni piatra de temelie pentru sistemul judiciar reformat de aici, din Republica Moldova, dar până atunci încă e mult. Nicolae, iată, Igor se întreabă cum se vor descurca judecătorii care au rămas cu numărul mare de dosare care există încă în instanță. Ce soluții crezi că ar putea exista provizorii până se vor pune aceste baze ale unui sistem de justiție curățat, așa cum spune actuala guvernare că își dorește?
S-au găsit soluțiile deja, s-a spus și la Consiliul Superior al Magistraturii, a scris și presa, ca și la Curtea Supremă de Justiție. Luăm judecători din instanțele inferioare și promovăm. Rămân fără judecători, e o reacție în lanț, de fapt. E o problemă. Institutul Național de Justiție va forja cadre. Va forja cadre. Da, Institutul Național de Justiție. Dar eu cred că e și un aspect pozitiv acestei plecări. E clar că majoritatea dintre ei s-au temut să apară în fața acestei comisii. Legea le permite, dacă pe urmă se constata că au probleme cu integritatea, aveau să o pățească mai rău. Îmi pare că până la 6 ani puteau să nu mai ocupe funcții de judecător. Aici eu cred că ei au ieșit temporar din sistem, peste vreo 2 ani, aproape sunt sigur că vor intra din nou, având deja anumite beneficii materiale. Era de așteptat și după reacția autorităților se vede că se știa de această plecare. Dar dacă cineva crede că prin asta blochează activitatea sistemului judecătoresc, e un efect de blocaj, dar am văzut și la Curtea Supremă de Justiție a fost depășit acest blocaj, putem zice că lucrurile se mișcă înainte. Să nu le plângem de milă judecătorilor și să încurajăm autoritățile să continue pe calea reformei justiției. Politicienii moldoveni plătesc să li se facă publicitate pe Facebook în fruntea clasamentului care a fost prezentat de către compania Meta, care deține și Facebook. Este controversatul om de afaceri Veceslav Platon, care se ascunde la Londra. El a cheltuit aproape 55.000 de euro pentru a critica puterea pe Facebook în ultimele 3 luni. Platon se situează pe primul loc într-un asemenea clasament al cheltuielilor și depășește de 10 ori guvernul Recean, care a plătit și el pentru postări sponsorizate pe Facebook. Pe locul 2 ar fi jurnalista Natalia Morare, partenera lui Platon, care își promovează conținutul pe bani. Câteva pagini de Facebook, unde apare conținut favorabil altui fugar, Ilan Șor, au cheltuit împreună aproximativ 30.000 de euro pentru a promova mesaje politice pe Facebook în ultimele 3 luni. Și guvernul a cheltuit 1.000 de euro prin cancelaria de stat pentru a-și promova realizările în cadrul unei campanii supranumite Guvernul Construiește. Postări ale campaniei sunt promovate pe bani și de premierul Dorin Recean, cu ajutorul paginii sale personale, dar și de pe pagina Partidului de Guvernământ PAS. Reprezentanții guvernării nu au răspuns deocamdată pentru a spune din ce bani își plătesc promovarea pe rețelele sociale. Nicolae, cum a schimbat regulile de joc în politică accesul politicienilor la publicitatea sponsorizată pe Facebook în ultimii ani, dar și iată în ultimele luni, după cum arată rapoartele? Asta e vârful icebergului. Noi vedem ce au cheltuit unii politicieni. Domnul Platon intră în politică și a format un partid. Probabil și doamna Morar pune umărul la constituirea acestei noi formațiuni. Rămâne ca Comisia Electorală Centrală să vadă din ce surse sunt folosiți acești bani, fiindcă e un partid politic care am înțeles că se vrea înregistrat în Republica Moldova. Problema apare atunci când se face publicitate politică necunoscându-se sursa financiară și necunoscându-se nici măcar autorii acestei publicități politice, dar mai bine zis, nu-i publicitate, dar este dezinformare în mare măsură. Cum să se procedeze în această situație? Știm că atunci când în mass media în general apare o publicitate cu care cineva nu este de acord, el dă în judecată publicația respectivă și pe autorii acestor informații greșite sau dezinformări sau manipulări. În cazul de față, mie mi se pare că ar trebui să se procedeze la fel, fiindcă atunci când se formează anumite pagini și de pe aceste pagini
pagini e dezinformată societatea, atunci trebuie să răspundă Facebook-ul, dar aici cineva trebuie să intervină, cineva trebuie să ceară sau să acorde atenție că, iată, există manipulări, există dezinformări pe Facebook. Noi avem o structură de comunicare și de luptă cu dezinformarea. Adevărat că deocamdată încă n-am văzut ce face această structură. Mă refer la Centrul de Comunicare Strategică și de Combatere a Dezinformării. Facebook-ul are instrumente de stabilire a autorilor și dacă acești autori nu pot fi stabiliți, înseamnă că trebuie să elimine, iar folosirea surselor anonime pentru dezinformare sau pentru compromiterea cuiva și așa mai departe, trebuie să fie pedepsită conform legii privind defăimarea, privind dezinformarea și așa mai departe, lezarea onoarei, înseamnă că la noi nu se lucrează suficient. Deci vorbeam mai înainte despre anumite probleme de comunicare, dar și, iată, vedem că și probleme de apărare împotriva dezinformării are guvernarea și ar trebui să ia măsuri cât mai repede în acest sens. Igor, pe de altă parte, se apropie campania electorală, ceea ce înseamnă că astfel de mesaje s-ar putea amplifica. Ce se poate face în asemenea cazuri pentru a diminua acele riscuri, de exemplu, de dezinformare sau de publicitate politică plătită din surse nesigure? Autoritățile și partidele pro-europene, cele care duc o luptă politică corectă, trebuie să se implice cu contraacțiuni pentru a cumva dezamorsa acest pericol care vine din partea acestor oligarhi fugari. Eu am dubii că o încercare de a bloca aceste mesaje din partea oligarhilor fugari ar putea fi una reușită, pentru că ei întotdeauna nu sunt oameni proști, întotdeauna vor invoca, deci noi nu dezinformăm, noi pur și simplu astea sunt părerile noastre, deci avem dreptul la opinie și sunt opiniile noastre că guvernarea face doar greșeli. Dacă e posibil să se dovedească că ei într-adevăr spun lucruri neadevărate, atunci ar putea avea efect măsura la care se referă Nicolae. Eu cred că cea mai bună soluție este ca însăși partidul de guvernământ și partidele pro-europene și nu doar pro-europene, partidele care duc o luptă politică onestă, să înțeleagă că acest pericol paște întreaga societate, nu doar actuala guvernare. Și aici, sigur că trebuie să lucrăm puțin și cu statistica. Bine, domnul Platon a cheltuit de 15 ori mai mulți bani decât premierul Recean pe rețelele de socializare. Ei, și care este efectul? Sondajele de opinie nu îl acreditează pe domnul Platon în niciun fel, ca un jucător politic. Dacă ne uităm la cercetările care arată că de obicei cei care stau pe Facebook, riscul pentru ei este nimerirea într-un fel de bule informaționale în care se fierb acolo, dar efectul aflării în aceste bule informaționale nu trebuie exagerat. Deci e nevoie de o analiză foarte, foarte atentă a efectelor acestor mesaje propagandistice pe rețelele de socializare. Eu cred că sondajele de opinie trebuie să fie principalele instrumente care să ne șoptească dacă lucrurile au avansat atât de mult încât reprezintă pericol pentru stabilitatea din Republica Moldova și pentru o eventuală revenire a fugarilor oligarhi la guvernare aici în țară. Alt instrument deocamdată nu văd. Sunt în dezacord cu Igor în această privință. Da, sondajele arată că Platon nu figurează în listele oamenilor de încredere a cetățenilor Republicii Moldova. Dar trebuie să vedem și la efectele care se produc în urma mesajelor pe care le lansează el. Efectele, el ar putea avea rolul de kamikaze. El nu-și face lui publicitate politică, dar face de servicii guvernării. Atunci când difuzează informații false, când difuzează minciuni și așa mai departe, și scopul lui ar putea fi nu ca el să ajungă, zicem, în Parlament, dar principalul e ca să producă cât mai mari pagube pentru partidul de guvernământ și pentru
pentru Maia Sandu. De ce eu ziceam că acum facem abstracții, că e un partid sau altul, acel centru de comunicare sau cu luptă cu dezinformarea trebuie să funcționeze, dar în afară de asta, guvernarea să nu privească cu lejeritate aceste acțiuni de dezinformare, să nu le trateze cu indiferență, fiindcă picătură cu picătură ele produc un anumit efect. Și atunci când există, da, poți să zici că eu am o părere că e mai bine să ne orientăm spre Uniunea Euroasiatică. Asta da, nu este dezinformare, asta e o opinie. Dar tu când scrii acolo că actuala guvernare vrea să intre în Europa ca să ne convertească de la ortodoxie la catolicism sau să facă schimbări în structura familiei, lucrurile astea trebuie luate în serios și trebuie combătute și trebuie, cum se face în presă, răspunde sursa de informare. Nicolae, sunt de acord, dar mă tem că asta ar fi ca lupta cu cei care fac horoscoape. Eu când spun că autoritățile trebuie să fie proactive, în cazul lui Platon, mesajul ar fi Platon. Oricum nu ai nicio șansă, nu ești politician, nu ai nici carisma, ai o imagine de om foarte priceput la tot felul de manipulări și așa mai departe, dar bătând în guvernul ăsta îți aduci eventual la guvern are ustensilele lui Plahotniuc care te-a pus la pușcărie. Bun, asta e o improvizare a mea acum. E o improvizare, dar dacă spune Platon sau altcineva că Maia Sandu vrea să ducă Republica Moldova în război alături de Ucraina împotriva Rusiei. Consecințele unei asemenea opinii, în ghilimele, că asta nu este opinie, eu cred că trebuie combătute. Maia Sandu trebuie să iasă și să spună că nu ducem pe nimeni în război. Asta e fals și cei care afirmă acest lucru trebuie să răspundă. Nicolae, atunci guvernarea ar trebui să înceapă, de exemplu, cu ex-guvernatoarea Găgăuzii, doamna Irina Vlah, care exact asta spune. Prin ce se deosebește, iată, doamna Irina Vlah de aceleași lucruri spuse și transmise prin Facebook de... Păi tocmai asta eu spun. Și Irina Vlah, dacă spune așa ceva, ea trebuie chemată în instanță și lasă să spună de unde ai argumente, fiindcă asta nu e o simplă dezinformare, e producere de instabilitate, de confruntare între cetățenii Republicii Moldova. Și apropo, Constituția noastră se pronunță împotriva unor asemenea acțiuni de incitare la război, de exemplu, fiindcă asta e o incitare nu atât ca noi să intrăm în război, dar într-un fel o justificare a unui război. Înseamnă că putem justifica și războiul Rusiei contra Republicii Moldova. Prin urmare, eu cred că lucrurile astea trebuie tratate cu toată seriozitatea. Vicepreședintele Adunării Populare de la Comrat, Alexandru Tarnavski, a fost demis într-o ședință extraordinară a Legislativului Autonomiei Găgăuze marți cu votul majorității deputaților. Tarnavski este un oponent al bașcanei Evgenia Guțul și al oligarhului Fogar Ilan Șor, pe care l-a acuzat recent că ar urmări destabilizarea situației din Autonomia Găgăuză și răsturnarea guvernului pro-european de la Chișinău. Inițiatorii demiterii lui Tarnavski l-au acuzat, în schimb, că ar face jocul puterii centrale și că ar submina autonomia găgăuză din interior. În replică, Tarnavski a calificat drept ridicole acuzațiile ce îi se aduc, spunând că este demis nu pentru că ar fi comis vreo încălcare, ci pentru poziția sa critică față de actuala conducere a autonomiei, controlată de oligarhul Fugar Ilan Șor, care a fost condamnat pentru frauda bancară din 2014. Nicolae, ce mesaj transmite Adunarea Populară din Găgăuzia, mai exact cei care o controlează și o conduc, prin demiterea unui deputat local care a criticat în ultimele zile conducerea regiunii?
Ilan Șor transmite că nu se poate vorbi decât ceea ce îi place lui. Interesant că de la Comrat se aude deseori exclamații de felul ăsta, dictatură, mai cu seamă chiar din partea aceleași Irina Vlah, iată, ea nu vede dictatura din fața ei, bârna din propriul oi, dar vede paiul din ochiul altuia. Apropo, ceea ce spune domnul Tarnavski e cât se poate de rațional, rezonabil și principalul argumentat. El mai spune una, că nu vin investiții în autonomia găgăuză, că autonomia găgăuză este izolată din punct de vedere diplomatic și, într-adevăr, la așa zisă inaugurare a doamnei Guțul, n-a fost niciun diplomat străin. Pe când mai înainte nu era zis să nu apară un diplomat, se duceau toți acolo, aveau să participe absolut toți la acea așa zisă inaugurare. Și cei ce spune încă domnul Tarnavski e că Comratul și Chișinău trebuie să găsească un limbaj comun. E și normal, e de bun simț să spui așa ceva. Și iată un om de bun simț, un om rațional, este dat afară, e adevărat un alt deputat al adunării parlamentare și-a dat și el demisia în semn de protest cu această demitere a domnului Tarnavski și eu cred că aici autoritățile, în general opinia publică, în general mass media, trebuie să acorde o atenție mult mai serioasă acestui caz, fiindcă am impresia că a trecut așa cumva nevăzut, dar este un caz foarte grav când un deputat a avut de suferit din cauza opiniilor sale. Și da, se încearcă a antagoniza Chișinău, că vezi, Doamne, ce se mai încriminează, că el ar vrea să împace Comratul cu Chișinău, parcă asta ar fi o crimă. Igor, vicepreședintele Adunării Populare Tarnavski, ex-vicepreședintele deja, era, așa cum amintea și Nicolae, unul dintre puținii, poate, susținători din regiune ai acestei îmbunătățiri a dialogului dintre Chișinău și Comrat. Ar putea fi această demisie considerată drept încă un pas de izolare a autonomiei găgăuze față de puterea centrală sau e doar un pas demonstrativ al celor care conduc Adunarea Populară? Noi trebuie să înțelegem că deputații în Adunarea Populară nu sunt salarizați. Doar președintele și vicepreședinții sunt salarizați ca oficiali și acest mod de demitere a domnului Tarnavski din funcția de vicepreședinte al Adunării Populare înseamnă că omul practic a rămas fără salariu, deci trebuie să-și caute de lucru, rămânând deputat și participând ca și ceilalți deputați la ședințele. Dacă nu mai este funcționar public în administrația de la Comrat, nu mai are acces la documente, asta e sensul. Și toată puterea este preluată de gruparea Șor, care, iată, controlează autonomia găgăuză, la fel cum controlează Taraclia, Orheiul și vor să ia sub control și Bălțul. Eu o problemă foarte, foarte serioasă. Această problemă este specifică nu doar pentru domnul Tarnavski, care, așa cum spune Nicolae, s-a manifestat de-ată în ultimii 2 ani de zile. Această problemă o au și primarii, pentru că noi vedem că primarii sunt foarte nemulțumiți de modul în care Evgenia Guțu și administrația șoristă de la Comrat comunică cu primarii și primarii, iată, participă, vin aici la Chișinău și participă la tot felul de întruniri, pentru că autoritățile centrale din Republica Moldova spun că ei nu au nicio problemă cu concetățenii noștri din Găgăuzia, ei vor ca această autonomie găgăuză să se dezvolte în mod normal, ca relațiile să fie foarte clare, ca instrumentele care există de comunicare între puterea centrală și puterea regională să funcționeze, pentru că avem deputați din Găgăuzia aleși în Parlamentul Republicii Moldova. Avem această comisie permanentă care a fost stabilită după așa zisul referendum din 2 februarie 2014, în care deputații din Adunarea Populară și deputații din Parlamentul Republicii Moldova discută probleme. Avem colegiile de pe lângă ministerie în care participă, deci, reprezentanții departamentelor din Comitetul Executiv din Găgăuze. Deci tot instrumentariul pentru un dialog normal, pentru soluționarea operativă a problemelor, el de mult este stabilit. Problema a apărut odată cu invazia grupului șorist și promovarea prin
metode absolut neoneste cu utilizarea banilor murdari, a Evgenie Guțu, care era nimeni. Iată implicarea lui Ilan Șor în acest proiect politic care acum are denumirea de Pobeda, unde se văd interesele Federației Ruse. Aceasta este principala problemă. Deci, Tarnavski este doar un caz. Primarii din Găgăuzia au aceeași problemă cu autoritățile de la Comrat. Și lucrurile despre ele trebuie să vorbim, dar ca să nu-l singularizăm pe domnul Tarnavski, trebuie privite deci și relațiile guvernatoarei Guțul cu primarii, care sunt foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Și un lucru foarte ciudat, curios. Ieri am fost la Cahul, acolo primarul a organizat o conferință dedicată Zilei Europei și am mers pe drumul de la Cimișlia până la Vulcănești, care trece prin Găgăuzia și unește un șir de localități din Găgăuzia și este un drum european și chiar pe partea carosabilă vedem imprinturi cu simbolul Uniunii Europene, cred că un lucru pozitiv, ca să se înțeleagă câte zeci de milioane de euro a investit Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea infrastructurii care este vitală pentru Republica Moldova, dar și pentru Găgăuzia, pentru că cetățenii din Găgăuzia se folosesc zilnic de acest drum și respectiv izolarea Găgăuziei din cauza lui Ilan Șor și a marionetelor sale, iată lipsește cetățenii din Găgăuzia de o cooperare la fel de fructuoasă pentru viitor. Acest lucru îl înțelegea Tarnavski, acest lucru îl înțeleg primarii din Găgăuzia și despre aceste fenomene trebuie să discutăm, pentru că avem un fenomen psihologic. Oamenii cred că Ilan Șor este un fel de Moș Crăciun care vine cu daruri. Ei uită că bugetul Găgăuziei este suplinit în proporție de 60% din bugetul central. Deci resursele financiare ale Găgăuziei reprezintă doar 40% din bugetul Găgăuziei. Ceilalți vin. Ilan Șor, cu mecanismele lui, adaugă o jumătate de procent și vorbește despre această jumătate de procent ca un proiect social, Găgăuz Land, nu știu ce, acolo, așa mai departe, și oamenii se prind la asta. De parcă ar fi de acord să renunțe la tot ceea ce au avut până acum de dragul a cel puțin jumătate de procent, pentru că probabil știu că nimeni nu le va lua cele 60% care vin de la Chișinău și am văzut cât de active au fost atunci când Curtea Constituțională a discutat despre modificările la legea bugetului și această clauză referitoare la returnarea TVA-ului la import din bugetul Găgăuziei. Deci e o problemă despre care trebuie să discutăm. Observăm o consolidare a puterii lui Ilan Șor în autonomia găgăuză. De ce? Fiindcă la început, când după alegerile, așa zisului Bașcan, existau o rezistență mai mare în fața lui Șor, nu au fost admise anumite persoane pe care le-a selectat Șor să intre în executiv. Șor au vrut să pună niște locotenenți de la Orhei, să-i aducă de la Orhei, să-i pună acolo în autonomia găgăuză. Acum, 18 deputați ai adunării populare au votat pentru demiterea lui Tarnavski din 35. Asta înseamnă de acum Șor dispune de o majoritate. Un deputat a votat împotrivă, iar restul nu au participat. Deci asta vorbește că Șor și-a asigurat majoritatea, probabil prin bani. Să ne întrebăm cum l-a cumpărat pe Constantinov, care l-a vizitat în Israel. Acum văd că merge ca un fel de sositor al Evgeniei Guțulu oriunde se duce ea, dar lucrul ăsta trebuie să le dea de gândit guvernanților noștri. Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului. Care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenție, Nicolae? Mie mi s-a părut interesantă și demnă de atenția noastră vizita lui Xi Jinping în Franța, întâlnirea lui cu Macron și întâlnirea lui cu Ursula von der Leyen. Anumite mijloace de informare masă au scris că Xi ar fi promis lui Macron și Ursulei că nu va furniza armament Rusiei și mărfuri care pot fi folosite în scopuri militare, iar altă știri a venit din Statele Unite,
S-a încercat demiterea lui Mike Johnson din funcția de speaker al Camerei Reprezentanților și majoritatea nu a susținut, chiar majoritatea republicanilor nu a susținut această inițiativă și chiar Trump s-a pronunțat împotrivă, a zis că nu e momentul să fie demis pentru că a pus la vot acel de pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Ție, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de a fi remarcat săptămâna aceasta? Lucrurile la care s-a referit Nicolae, dar și vizita comisarului european Johannes Hahn aici la Chișinău și participarea lui la ceremoniile din Piața Marii Adunării Naționale în orășelul Europei și declarația domniei sale că Republica Moldova are șanse, așa cum prevăd autoritățile din Republica Moldova, relativ rapid să adere la Uniunea Europeană. Nu știu dacă asta e adevărat, dar mesajul este extrem de încurajator. Despre inaugurarea lui Putin, așa zisă inaugurare, și lipsa reprezentanților occidentali, în afară de Franța, Ungaria era și de așteptat, Slovacia, Grecia și Cipru, dacă nu mă înșel, alți ambasadori și inclusiv ambasadorul Republicii Moldova nu au participat, au boicotat această inaugurare. Deci a trimis Franța, deci ambasadorul Franței a participat. Se spune că asta a fost un fel de concesie făcută lui Xi, că Xi l-ar fi rugat pe Macron să acorde atenție. Sigur, lui Putin. Și trebuie păstrat măcar un canal pentru de dialog. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Apple Podcast, Google Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast ale Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție!